Luptătorul de kickboxing Alexandru Bejenaru a început deja pregătirile pentru Cupa Europei, care se va desfășura în Cehia. Sportivul moldovean spune că va fi un turneu foarte puternic, deoarece vor participa mai mulți sportivi cu experiență. Va fi în luna iulie, asta va fi Cupa Europei în Cehia, deoarece e un campionat foarte puternic, în care vor participa minimum 50 de țări. Și experiența și victoria care va fi acolo vor însemna foarte mult pentru viitorul care va fi. Campionul Moldovei are așteptări mari și doar un singur obiectiv, victoria. Ești normal că la primul loc, ești normal că noi sportivii suntem doar cu gândul la cel mai bun, doar la victorie. La final, fiind întrebat dacă va merge în vacanță, acesta a spus că s-a odihnit deja și e cu gândul doar la Cupa Europei. Deja odihnă a fost după Cupa Mondială, acum deja e momentul de a pune toate puterile spre cei care câștigă campionatul care urmează. Printre performanțele de marcă ale lui Alexandru Bejenaru se numără medalia de aur la arte marțiale mixte printre amatori, cucerită la campionatul mondial din anul 2012.